Mașina asta e mai firesc. Cădatul ăsta e mai firesc. Da, da, la început. General, acum... Vine, vine, da. Și să-l ia să-l strâng în brațe. Doamna ministru, stai aici, lasă că doar să fie. Așa puțini de pasă de noi, ziariști. Nas mală, nu mă chilneam, domnul general. Vreau să vă spun că într-o țară care este pusă pe brânci, priorități sunt toate. În toate domeniile va trebui concomitent, din început și de făcut ordine și disciplină. Vom porni motoarele economiei naționale. Cei corupți nu au ce căuta în fotolii parlamentare și guvernamentale. Și asta va fi motoul nostru. Nu trebuie să accede oameni care nu au integritate. Sunt fost primar de Capaclea, am 3 mandate. Voi începe mai întâi cu domeniul medicină, chiar dacă nu ține de mine, dar nu a venit, să zicem, specialistul care îl avem noi în echipa noastră de medicină, pentru că așa este formatul din 3 persoane. Dacă îmi permiteți doar ca o concluzie, aș dori încă... Voi și vă uitați și mă întrebați. Urmează să ne apreciem cu de unde luăm mijloacele financiare. Și aici așa e secret. Noi nu, dacă vin alții la guvernare. Dar noi deja le-am cam enunțat. Lichidăm raioanele, primul lucru. Deci prima cred că este totuși accesarea programului Next Generation EU, care este din partea Comisiei Europene. Cât urmează să cheltuiți în această campanie electorală și care sunt principalele surse de finanțare? Dacă cu permisiunea noastră, domnul președinte, eu ca finanțist stau bine cu conturile și cu evidența. Va fi un buget, după cum am menționat anterior, un buget modest. Noi, ca să concretizez, noi nu avem bani și nu avem nevoie să-i spălăm. Vor fi donații foarte modeste de la membrii partidului, de la noi conducători acestui partid. Și spuneți-ne unde sunt colegii din echipa noastră despre care pomeniți că e o echipă bună. Răspund eu la întrebarea asta. Noi n-am vrut să venim cu... Am vrut să zic... cumva cu turma, dar poate știți în alte părți, turma e ceva... Da, aici nici nu pot să vii, dacă dumneavoastră, cum spuneți, dumneavoastră, lansare, asta se face afară, o să vedeți că noi să avem și noi o lansare, nu facem dar aici nu poți. Nu, mă iertați, nu facem mai mult nimic. Trecem sau nu trecem în Parlament, știți, cineva avea niște conexiuni cu baba cei de la Irmoclia, care gâșește. Noi, într-adevăr, nu mergem pe varianta asta, noi mergem, sigur, mergem înainte. Da, zi bună! Thank you.